Astăzi sunt programate următoarele, ultimele patru confruntări. Oficia această confruntare, observator este Ștefan Ciurea din Craiova și începe această partidă cu un prim atac al Stelei. A lui Velko Markovski asupra lui Stefan Vujić. Umer, Vujić, Stavrositu, Umer, din nou Stavrositu, lasă pentru Umer, pasă pentru Pivoci. Fără nicio emoție, singur-singurel, Nemanja Grbović înscrie cel de-al treilea gol al gazdelor. Paul, din nou posesie pentru hambaliștii lui Ovidiu Mihaela Grbović. Golul este valabil, Mitrevski protestează. A fost gol, s-a văzut clar pe această reluare. Vujić, Grbović, Ume, Vujić, încearcă pasă pentru pivot și gol marcat de Grbović și un cartonaș galben pe care îl vede Velko Markovski. Macedoneanul folosit doar pe faza de apărare de Shundovski. A recuperat acolo Malinović. Malinović pasă pentru Cicovani, ciutura Cicovani, scapă mingea, intercepția lui Nemanja Grbović care pleacă pe contraatac. Grbović este 9-7 pentru Steaua. 9-7 pentru Steaua, moment în care Zvonko Shundovski cere time-out încă o dată, cursa pivotului stelist și golul marcat fără probleme în poarta lui Mitrevski. Să-l ascultăm pe antrenor. Vujić, Fume, Fume aruncă și deși atinge Mitrevski mingea, nu poate să evite golul. Imediat vine și replica lui Ionuț Nistor. Disputat în urmă cu ceva mai bine de o lună. Cârsto Milošević, Ume, Stavrositu. Pasă la pivot și vine golul marcat Nemanja Grbović. Malinović lasă în spate pentru Mladenović. Puțin. Partida e extrem de echilibrată. Grbović, boltă peste Mitrevski. Își pune mâinile în cap Zvonko Shundovski, nemulțumit antrenorul constanțenilor de cât de ușor a ajuns această minge la Nemanja Grbović. Îi face semn să nu se grăbească. Stavrositu pentru Grbović, bară gol și totul s-a terminat. Totul s-a terminat, 27-24, ultimele secunde ale jocului. Steaua se califică în sferturile de finală. Da, nu. No, partida s-a încheiat în acest moment, fac semn cei doi arbitri, 27-24, Steaua se califică în sferturile de finală. Doamnelor, domnilor, nu uitați, avem mult handbal astăzi, inclusiv marele meci dintre România și Olanda, în direct de la ora 19 pe TVR1 și TVR HD. Aici se încheie însă pentru moment această transmisiune. Dragul Bocanaciu, vă mulțumesc pentru atenție, o zi excelentă!